Suntem în Timișoara, suntem în centrul reformat și pregătim un spectacol, al doilea din seria Orașul Paralel, Orașul Paralel Fabric. Este de fapt parte din programul cultural Timișoara Capitală Cultural Europeană 2023, finanțat de Centrul de Proiecte Timișoara. Am început anul trecut cu Iosefin, acum suntem în Fabric, iar anul următor urmează Elisabetinul. Hát majdnem ugyanezzel a csapattal, de ugyanúgy Anna Marginianu volt a rendezőnője és a Pekka Stefán az író. Este vorba de o poveste, chiar putem să spunem că e un roman polițist aici. Și publicul primește un rol de cercetător, poate să cerceteze și fiecare spectator trăiește o altă viață, trăiește altceva care nu se compară cu celălalt spectator. Ceva de parcă a intrat într-un film, dar totuși e carne vie acolo, adică e omul lângă tine, îi simți răsuflarea, nu-l atingi, dar îi simți o prezență aparte. Am avut multe momente în care chiar am fost super emoționat de ce vedeam. Și ai parte de adrenalina caruselului creativ, de care nu mai ai parte în mod obișnuit. Dacă anul trecut la Orașul Paralel Iosefin spectacolul se termina cu publicul plecând pe vaporaș și distribuția personajele făcându-le cu mâna, anul ăsta începem de pe vaporaș, practic o luăm de unde am rămas. De data asta chiar jucăm pe vaporaș și vaporașul ne aduce la centrul reformat. Nem egy újdonság az, hogy mi kilépünk a színház keretei közül, és éppen ezért vártuk ezt az élményt. Mi se pare că e o experiență diferită, că teatrul iese în stradă, ceea ce pentru mine e unul dintre cele mai importante lucruri despre teatru acum, în perioada asta, mai ales după pandemie. Ez is a szembe jutott, nem beszélve arról, hogy Janit odarakta az alaksorba, hogy cipelje a nővére, hogy limlomja itt a raktárba. Ez anyaholmia. Inedit este spațiul, în primul rând. Nu avem protecția scenei, relația cu spectatorul este intimă, este extrem de specială. Se joacă în mai multe spații simultan, se joacă în toată clădirea simultan. Minden nézőnek külön élmény ezt az előadást megnézni, és ez egy élhető tér lett, egy olyan élhető atmoszféra tudott, légkör tudott létrejönni körülöttünk, amelyet igenis el kell mondanunk, hogy mi hoztunk létre. Szociális központ, betegség, Márti beleveszel, Viki, ne engedi Mártit játékterekbe. Na, ennek a valószínűsége van? 30. Dehogy is. Ennek a valószínűsége 100%. Igen, csak annak a valószínűsége, hogy Viki eljusson minden helyszínre,
Știu că mă gândeam, aveam foarte multe zile în care îmi proiectam cum ar putea să arate scena. Și aici când, de exemplu, le-am văzut pe ele două care joacă nepoata și mătușa, erau exact de multe ori cum mi-am, exact ce mi-am imaginat. Adică exact cum vizualizam. Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal intimebb előadás lesz a Párhuzamos város első részéhez képest. Maga a szöveg is, meg maga a történet is sokkal mélyebbre megy a karakterek, meg a szereplőknek a lelki világában, meg engem nagyon megfogott a szövegben már a legelején az, hogy mindegyik szereplő valahogy úgy van megírva, hogy a jó és a rossz oldalát is meg lehet látni, hogyha mindegyik utat mondjuk végigköveti az ember, ami hát mondjuk ki lehetetlen, mivel csak háromszor lehet választani utat. Zoli, 5 hely! Zoli, 5 lopon. Zoli, 5 places. János, 6 hely. Kérlek, foglaljátok el a helyeiket. János, 6 lopon. Dramaturgic vorbind, avem o premisă, un setup, începe un conflict și apoi poți să alegi pe cine să urmărești. La început este absolut bănezlan aleatoriu și, sau de cine îți place sau de cine ești mai mult interesat, iar apoi cred că începe să intervină, se mai dezvoltă povestea și s-ar putea să vrei să-ți curatoriezi mai bine alegerile. Deci, practic, ne băgăm un pic în lumea jocurilor video și încercăm să combinăm lumea de videogame cu lumea teatrului. Personajele pe care le alegem pe o aplicație ca într-un videogame apar și în mod real, întrupați de actorii minunați ai teatrului maghiar și ai teatrului german, lângă noi. Și practic ce fac eu în mod normal acasă când încerc să rezolv un mister într-un videogame, acum fac în 3D, în realitate, auzind practic scene, căutând povești, scanând QR coduri, căutând clue-uri. Deci, practic, e o combinație între, dacă vreți, un pic de elemente de escape room, foarte mult spectacol de teatru, totuși ăsta este baza, explorat de unul singur, urmărit personaje. Spectacolul e important de spus, spectacolul se joacă de data asta în limba maghiară în proporție de 99% și practic prin intermediul aplicației va exista traducere în limbile română, engleză și germană. Dar e ok, pentru că orice alege cred că ți-aduce ceva, pentru că din cauza asta am dezvoltat punctele astea de vedere foarte diferite. Și poți să afli în orice interacțiune pe care alegi să o ai câte ceva despre acest mister al dispariției Florei, care este personajul nostru central absent. E un rol foarte special pentru mine, pentru că unul la mână că nu apar efectiv în spectacol, apar doar pe video și în urechile oamenilor și asta a fost o provocare foarte faină să lucrez altfel la un proiect de teatru. A fost o muncă foarte scurtă și intensă. Ana Mărgineanu, regizoarea spectacolului, m-a ajutat foarte mult, mi-a dat toată informația de care am avut nevoie. Și în rest,
A fost... cred că am dat foarte mult din mine în rolul ăsta, pentru că timpul e foarte comprimat. Nu mă lasă să compun ceva mai sofisticat sau altfel decât sunt, clar, atunci. Dar cred că și Pekka a scris puțin personajul așa după mine. Bine, nu sunt atât de excentrică ca și Flora, nici într-un caz. Ami annyira megfoghatatlan, de annyira hálát érzek. Tényleg hálás vagyok ezért, hogy egy ilyen mélységű és ilyen összetett problémái személlyel tudok foglalkozni. Nem akarom lelőni az előadásban levő dolgokat, de hogy például felnyitni egy levelet, amiben azt írja az édesanyám, hogy hiányzol, és az, aki például 20 évvel ezelőtt eltűnt, vagy egy olyan érzelmi mélységbe belelépni, ami nem egy hétköznapi dolog, és fájdalmas tud lenni sokszor. Egy csapaton belül, a színház nyelvén keresztül megfogni, és 2 órán keresztül végigvinni, nagyon nagy falat. És tényleg megvoltam az elején ijedve, de ahogy lépésről lépésre haladtunk, úgy egyre magabiztosabb lettem, meg azt is felfedeztem, hogy semmi sem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, és ez úgy az életben is ezt valahogy ezt tapasztalom, nem könnyű. Hát Flóra volt, olyan volt, amilyen. De ez az anyám. Jó. Tudni akarod? Az egész város borongott. Hát mit tudom én, hogy miket csináltok a lebújban a cigárra? Azt hiszed, hogy tudom? A végén már még kellett rászóljon, hogy Flóra az a cigár. És maga a karakter Ágnes, ő hát közel áll hozzám, úgy természetben is, ahogy én így felülvizsgáltam, vagy hogy így elolvastam a darabot, és utána így gondolkodtam ezen a szereplőn, meg a problémáin. Persze az ő problémái nem annyira hasonlók az enyémekhez, vagy hogy csak részben, viszont nagyon örültem. Igazából tényleg nagyon örültem ennek az Ágnes szereplőnek, hogy... Mintha én egy bármennyi kép, pedig a bármi. Csináld ezt. De persze mindig azt mondom, amit ő akar. És mindez pont velem. Velem, aki percenként 126-szor gépeltem be a gépíró kis a szőnykodomban. Velem, aki minden egyházi éneket játszottam az orgonán, úgy, hogy emberek azért jöttek ide a templomba, hogy engem hallgathassanak. Ja, és most csak kávét főzni vagyok, jó? Ön speciál pentru actori e un workshop. E un workshop intensiv. Înveți o groază de text în foarte puțin timp, îți faci de multe ori singur scenele, regizorul doar vine și îți dă niște chestii și pe urmă te duci și lucrezi. E ca un workshop mega intensiv și aia cred că folosește, sper. Aveți ciudat la primul. Mi-am încă ciudat la ei, dar vine și că e da, asta e o muncă, eu o fac, nu știu alți coregraf, dar eu o fac, mi-e place foarte mult să lucrez cu actorul și să-l ajut să găsească niște gesturi organice ale personajului sau atunci când e vorba de relația cu alt personaj. Inedit este spațiul, în primul rând, să creez o scenă de musical într-un spațiu care, mă rog, care este populat de mese și scaune. Tot ce înseamnă trasee care se întâmplă în parcurg acest spațiu. E un joc, cum ne-am obișnuit, dar e și un joc pe aplicație. Teatrul mi se pare nu numai că permite, dar chiar cere, chiar invită să ne jucăm cu elementele lumii în care trăim. Iar videogame-ul
este un element puternic al lumii în care trăim. Sunt multe provocări. Sunt multe provocări. Odată, practic, avem 10 zile să ridicăm peste 200 de pagini. Asta nu spune mare lucru spectatorului obișnuit, dar pot să zic ca idee că de obicei a două luni să faci 60 de pagini sau 80. Haideți să facem și cu WhatsApp-ul și cu Facebook. Da, de asta îmi trebuie. Așa, și după... Exact. Lucrăm la sincroane de sar capacele, toate scenele trebuie să fie de aceeași durată și alte chestii tehnice cu care numai, dar care creează o presiune destul de mare. Facem toată runda 1 acum. O să o luăm de la venit la stâlp. Na, hát most a mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy minden szereplő ugye követi a saját kis történetét, és amikor ezek a történetek találkoznak, ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan, másodperc pontossággal majdnem ki kell számítanunk a pillanatot, amikor A szereplő B szereplő útját keresztezi, és ugyanabban a pillanatban érjen B szereplőhöz. És ugyanabban a pillanatban érjen B szereplőhöz, amikor B szereplőnél elhangzik az a végszó, amire A szereplőnek meg kell érkeznie. Na már most, hogyha A szereplőnek előtte már négy másik jelenete van, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy valami útközben történik, és nem ér oda végszóra. Na ezeket a problémákat kiküszöbölni, hát ez elég energia és időigényes kérdés. Ne dorim din tot sufletul să iasă o experiență în care voi ca spectatori sau cei care vor veni să se joace jocul cu noi să nu simtă hâcurile sau problemele pe care le întâmpinăm, dar întâmpinăm. Nu e foarte simplu. M-a surprins până la urmă faptul că chiar dacă nu toate au ieșit la timp, că atât de multe au ieșit. M-a surprins cât de mult ne-am propus. Aceiași Vicky și Martin pe care i-am avut în Iosefin și cu un oarele special oraș paralel. Că partea asta de planșeu e atât de groasă încât nu reușește GSM-ul să pătrundă. Te poți duce ca un iepure după Alice în Țara Minunilor prin aceste catacombe. Clădirea este fabuloasă. Când în când mai primesc și parte de stradă spectatorii. Așa, printre gradii. Și ajungem la zona de concert. Pe zi ce trece, mă surprindea faptul că și în camera asta intrăm. Și asta facem. O parte de scări ajung chiar în tur. În turul acela. Și partea asta o dezvoltăm. Camera care e plină de schițe cu Flora și de unde putem să ajungem și sus, dacă suntem prea mulți spectatori. Ne putem împărți. Dar clădirea, în cazul nostru, este populată de personaje care sunt interpretate de niște actori absolut fabuloși. Deci, practic, poți să aici. Ce fac? Poți să faci 5 din astea. Nu am avea nicio șansă, dar din fericire, de unde simt și de unde vine energia, este de la echipa din jurul meu, care lucrează practic fără pauză, cu o dedicație care mă uluiește și mă umple de recunoștință. Ceea ce e foarte interesant, chiar dacă nu cunoaște toate poveștile paralele, spectacolul oferă un întreg pentru fiecare spectator în parte. Dacă are curiozitatea să vină și data viitoare, atunci probabil o să primească încă ceva și o să fie mult mai fericit și o să își îmbogățească experiențele. Dar pe fiecare rută paralelă își găsește întregul. Bine ați venit la runda întâi, este momentul să vă alegeți un personaj.
Agnes, fica Florei, 7 locuri. Agnes examină cartea poștală. Nu poți ține închisă în suspine melodia. Ura și iubirea se confundă toată ziua. N-o să stăvilești niciodată fuga mea. Liniile vieții doar așa se vor afla. În libertate. Zuzi! Flora, tanitványa! O întrebă pe Zuzi dacă ar fi putut să vorbească un pic despre Flora și despre dispariția ei ciudată. Eu eram la Târgu Mureș în vremea aia. Nu știu exact detaliile. Zoli, pictorul, iubitul Florei, 9 locuri. Zoli, the painter, ex-lover of Flora's. Dacă cumva pictorul ăsta omorâse într-o criză de gelozie? Articolul spunea negru pe alb că omul nu mai desenase nimic altceva decât pe maică sa. Și acum nici nu mai ieșea din camera lui. Juji îi spuse că jos, în camera cu biliard, o găsea pe Vicky, prietena cea mai bună din liceu a mamei ei. Vicky ar fi putut să-i spună multe. Ce-i cu tabloul ăsta aici? Martin îl câștigase la poker de la pictorul Zoli. Martin se justifică. Zoli trăsese de el să joace. Martin voise să zică doar că Flora îl distrusese pe Zoli. Vicky se enervă. Cum să-l distrugă Flora? A fost norocul vieții lui să o întâlnească. Pictorul îi datora o carieră întreagă. Caut frumusețea. Caut viața. Îți dai seama că pe tine nu te-am pictat niciodată? Spuse Zoli melancolic. Pentru că tu nu m-ai văzut niciodată. Eu tăie Irene. Acum te văd. Și am niște vești foarte bune oricum. Flora e aici. Sunt mai aproape de ea ca niciodată să o găsesc. Povestea, da, povestea scrisă de Ștefan e foarte puternică și foarte emoțională, dar e și o, pentru că are multe layere, e odată partea asta de mister care trebuie rezolvat, dar partea asta de mister, de fapt, descoperă o problemă adânc umană și problema aia adânc umană este, de fapt, explorată în fiecare scenă într-un fel sau altul. În fiecare dintre scene, cumva, se regăsește o temă cartierului, de la gentrificare până la tema asta care a devenit cumva tema centrală a spectacolului, controlul. Hogy újra és újra érdemes eljönni, hogy új utakat járjon be.